Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu. Iată, pe scurt, principalele informații ale zilei. Mai multe cabluri de internet de pe strada Clopotare au fost rupte de o mașină de tonaj. Scăderea impozitului pentru clădirile nerezidențiale a fost amânată. Deputatul Florian Nicolae și-a depus oficial candidatura pentru funcția de primar al municipiului Giurgiu. Mai mulți consilieri locali și-au exprimat suspiciuni față de sponsorizările pentru ziua orașului. TV Giurgiu a fost inclus în programul Școala Altfel. Locuitorii de pe strada Clopotar s-au trezit astăzi cu cablurile de la rețelele de internet rupte după ce o betonieră le-a agățat și le-a pus la pământ. Oamenii spun că șoferul de pe mașina de mare tonaj nici nu a vrut să oprească și a mers mai departe, de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. Astăzi, în jurul prânzului, mai multe cabluri de la rețeaua de internet de pe strada Clopotare au fost rupte de o mașină de mare tonaj care a trecut prin zonă. Locuitorii de pe această stradă sunt revoltați, mai ales de atitudinea șoferului, angajat la o firmă de construcții din oraș. A trecut cu mașina și le-a spus, a trecut și m-a dus la ei acolo, ne-a spus, domnule, ați rupt firile, ce nu ne interesează pe noi, că trebuie să fie de 4 metri, mașina noastră are 4 metri, trebuie firile să altă mai sus. De 4 metri. Și păi noi cum rămânem fără televizor, fără curent, fără nimic, dumneavoastră ce faceți? Ce pe noi nu ne interesează. Așa le-a spus. Uite, mergeți cu are numărul, are numărul la mașină, uite, vecina să știe despre ce e vorba. A trecut de aici încoace și eu m-am dus și la el acolo și i-am spus, ați venit și ați făcut praf firele. De ce n-ați intrat în altă parte? A zis, pe unde să intru, pe unde să intru, pe aici. Și eu am luat și numărul la mașină. Am zis, cineva trebuie să intereseze de ce fac ei și dezastrul ăsta. S-a rupt firele, m-am dus la șofer, i-am spus că mi s-a ars monitorul, l-am chemat în casă, la care a zis că nu-l interesează, s-a suit în mașină și a plecat. Absolut, ne-a luat pur și simplu la mișto. A zis că pe el nu-l interesează, că nu plătește nimic, că nu e vina lui. Trebuia să fie 6 metri, au venit băieții de la NextGen, au măsurat, sunt 6 metri până la cabluri, la care dânsul, bine mersi, a plecat. Oamenii sunt decisi să facă plângere împotriva firmei căreia îi aparține mașina ce a rupt cablurile. Ei au sesizat deja incidentul la sediul firmei respective. Consiliul local al municipiului s-a întrunit astăzi în ședință extraordinară, cel mai important proiect de pe ordinea de zi fiind cel referitor la diminuarea impozitului pentru clădiri nerezidențiale, proiect inițiat de 7 consilieri locali. De altfel, și ședința a fost convocată la inițiativa acestor 7 consilieri, cărora li s-au alăturat alți 3. Discuțiile au fost din nou foarte tensionate și până la urmă votarea proiectului a fost amânată. În timp ce consilierii care au inițiat proiectul de reducere a impozitului pe clădiri nerezidențiale au adus argumente în favoarea acestuia, primarul Nicolae Barbu și alți consilieri decât cei care au cerut convocarea ședinței s-au opus. Inițiatorii au arătat că o astfel de hotărâre este legală și mai ales oportună. Eu consider, domnule președinte, distinși colegi, că acest proiect de hotărâre este unul absolut oportun și legal. În momentul în care am inițiat acest proiect, am făcut verificări, am verificat dacă el poate... dacă este temeinic, dacă poate veni și vine cu siguranță în sprijinul cetățeanului. Eu am fost întrebată de mai mulți colegi care se află în această situație de a deține un imobil pe persoană fizică, imobil de tip nerezidențial și care erau disperați în condițiile în care aveau de plătit față de anul trecut o taxă nici mai mare, nici mai mică decât de 50 de ori. Deci nu cu 50%, de 50 de ori. Mă întrebau într-una, nu faceți nimic, nu faceți nimic. Și noi am încercat să venim în sprijinul acestor oameni, promovând un proiect de hotărâre, repet, oportun și legal. Oportunitatea acestui proiect de hotărâre a fost clară și necesară. Discutăm de o creștere de 1200% pe această categorie de impozite, în contextul în care, dacă vă amintiți bine, dacă nu o să vă amintim cu procesul verbal al ședinței, când eu în decembrie, la următoarea ședință, după aceea din 04.11.2015, am ridicat problema și am spus că este vorba de o creștere de 1200%, nu de 17%, așa cum a spus domnul primar în acea ședință. Discutăm de o creștere enormă pe care oamenii care se află în această situație nu o pot suporta.
Proiectul în cauză a fost depus de altfel încă din luna februarie, dar tot din cauza opoziției primarului, el a fost supus dezbaterii abia astăzi. Discuțiile au devenit în acest context din ce în ce mai aprinse. E problema noastră, sunteți cumva instituția reprezentată. Închideți microfon. Înțeleg că domnul... Pentru dumneavoastră. Nu e nevoie să intervină domnul primar dacă nu e nevoie. Înțeleg că domnul Barbu își dorește mult mai multe biruri pentru locuitori și nu vrea să modifice această hotărâre. Da, corect. Pe care dânsul la vremea aceea a propus-o la maximum. Noi vreau să nuanțez într-un fel sau altul această intervenție și să spun că noi cei care am fost menționați de domnul Barbu în lista rușinii, considerăm că trebuie diminuate aceste... Domnul Oprișan, vă rog să închideți microfonul. Domnul Oprișan, eu aș vrea să vă corectez pe dumneavoastră într-o direcție. Populismul nu este sinonim cu legal, să știți. Puțin mai devreme ați menționat că e o măsură populistă. Da, noi vrem diminuarea impozitelor pentru locuitorii orașului nostru. Timp de aproape o oră au continuat discuțiile în contradictoriu între primar și cei care au propus reducerea impozitului pe clădiri nerezidențiale. Astfel, consilierii și-au amintit de faptul că atunci când a fost votată valoarea acestui impozit, explicațiile aduse de executiv nu au fost complete și clare. La acel moment am întrebat, am insistat asupra acestui aspect, de ce se dorește votarea unui impozit pe clădire nerezidențială pentru persoanele fizice de 1,3 maxim prevăzut de lege. Știm cu toții care a fost răspunsul dumneavoastră că impozitul nu va crește cu mai mult de 17%, însă el a crescut de mult mai multe ori. De asta vă spun cu presupune clar o creștere mică, dacă îmi spunem de atâtea ori, ne ducem deja la 1200, cât a spus domnul. Până la urmă, proiectul nu a fost votat, fiindcă a fost propusă amânarea aprobării lui pentru o ședință extraordinară viitoare, propunere cu care a fost de acord majoritatea consilierilor. Florian Nicolae a intrat astăzi oficial în cursa pentru primăria Giurgiu. Parlamentarul giurgiuvean și-a depus dosarul la biroul electoral municipal pentru funcția de primar al municipiului Giurgiu. La evenimentul ce a avut loc în jurul prânzului au participat colegii săi din Partidul Național Liberal, prieteni, dar și giurgiuveni care au venit din proprie inițiativă să-și exprime susținerea pentru candidatura sa. Florian Nicolae și-a depus astăzi candidatura pentru funcția de primar al municipiului Giurgiu. El a fost însoțit de soția sa, Vera Nicolae, de colegi de partid și de prieteni. La ora 11 cu toții au plecat către biroul electoral municipal. Odată ajuns la biroul electoral, Nicolae Florian a depus oficial documentele necesare pentru candidatura la primărie. Vizibil emoționat, dar și cu zâmbetul pe buze, Nicolae Florian a transmis un gând pentru giurgiuveni. Consider că prin candidatura mea pot să ajung mai mult oamenii și orașul. Consider că trebuie să ne implicăm, trebuie să fim mai activi și mai energici pentru rezolvarea problemelor comunității și a oamenilor. Ați avut emoții pentru că vă depuneți candidatura pentru prima dată, deși este a doua dorință? Sigur că avem emoții, lucrăm în echipă, am o echipă foarte bună. Sperăm să facem pe cetățenii giurgiuveni să înțeleagă proiectele noastre. Avem un proiect pentru dezvoltarea orașului nostru foarte bun. Listele de consilieri când le vedeți? Luni, la ora 15, vom depune listele de consilieri locali. Pentru că alături de Nicolae Florian au fost atât prieteni cât și colegi de partid, cu toții au dorit să-i transmită gândurile bune și susținerea lor. Gânduri bune urez tuturor giurgiuvenilor și o să facem tot ce depinde de noi în perioada următoare, să-i convingem că acest nou început va fi unul pe măsura așteptărilor. Sunt de acord cu cei mai mulți dintre cei care din oraș care consideră că mai de fiecare dată promisiunile politicienilor s-au îndeplinit în parte. E nevoie de o echipă redutabilă și de o echipă unită care să conducă în același timp și primăria și Consiliul Județean. Este singura soluție pentru a rezolva toate problemele importante ale orașului, probleme pe care le cunoaștem, pentru care avem soluții și care credem noi că vor putea cu PNL-ul conducând județul Giurgiu, vor putea fi transformate în așteptările atât de mult dorite de giurgiuveni. Astăzi am trăit un eveniment fericit, depunerea candidaturii domnului Florian Nicolae pentru înalta funcție de primar al municipiului Giurgiu. Toți colegii, prietenii, ștaful, suntem aproape de el și suntem convinși
că la sfârșitul campaniei electorale, după data de 5 iunie, vom avea un nou primar în persoana lui Florian Nicolae. Îi doresc succes și pentru binele orașului cred în candidatura și victoria domniei sale. De ce îl susțineți pe Florian Nicolae? Fiindcă mi se pare cel mai demn dintre toți contracandidații. Ce credeți că va face? În primul rând, va respecta banul public. În al doilea rând, va încerca primordial să revitalizeze acest oraș prin crearea de forță de muncă, prin viabilizarea fostelor platforme industriale și aș dori să mă opresc aici, că nu ne-ar permite timpul. Ce-i doriți în această campanie? Succes, noroc și, indiferent de situație, să creadă în echipa sa. Am venit aici să susțin un om pentru oameni. Îi doresc mult succes. Sper să aibă puterea și discernământul de a face ca lucrurile să meargă din ce în ce mai bine pentru giurgiuveni. Oamenii sunt și vor fi alături de el și nu trebuie să-i dezamăgească niciodată. Îi urez mult succes! Florian Nicolae ne-a mai declarat cu aceeași ocazie că își dorește un oraș unit și prosper și că speră ca giurgiuvenii să aleagă cea mai bună soluție pentru un viitor mai bun. Reprezentanții AJFM Giurgiu au anunțat 128 de locuri de muncă vacante pentru șomeri în această săptămână. Mai multe oferte vin din partea angajatorilor din spațiul Uniunii Europene, care pun la dispoziție aproape 280 de posturi în țări ca Marea Britanie, Germania, Suedia sau Slovacia. Agenții economici din județul Giurgiu au declarat la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă 128 de locuri de muncă vacante în perioada 20-26 aprilie. Cele mai multe joburi, 110 la număr, se adresează persoanelor cu studii medii, profesionale și lucrătorilor calificați și necalificați. Astfel se caută bucătar, coafor, confecționer, tâmplărie din aluminiu, cosmetician, electrician auto, femeie de serviciu, finisor hârtie și carton, mucava, fochis, frizer, infirmieră, încărcător-descărcător, lăcătuș mecanic, lucrător bucătărie, lucrător comercial, manicurist, mecanic auto, mecanic utilaje, muncitor necalificat, operator chimist, operator la fabricarea uleiurilor vegetale, patiser, paznic, sudor, spălător, vehicule, stivuitorist, șofer, autocamion, tapițer, tâmplar universal, tinichigiu, vopsitor auto și vulcanizator. Celelalte locuri de muncă disponibile, 26 la număr, sunt pentru persoane cu studii superioare și post-liceale. Astfel se caută administrator financiar, asistent medical, bibliotecar, casier, consilier debutant, consilier contabil, economist, inginer nave, recepționer contractări achiziții și referent. Mai multe locuri de muncă, aproape 280, sunt în spațiul Uniunii Europene puse la dispoziție prin intermediul rețelei EURES. Astfel sunt locuri disponibile în Belgia, un post, Germania, 39 de posturi, Irlanda, 5 posturi, Marea Britanie, 110 posturi, Norvegia 3 posturi, Olanda 3 posturi, Republica Cehă 24 de posturi, Slovacia 37 de posturi, Spania 1 post, Suedia 55 de posturi. Persoanele interesate pot obține mai multe informații referitoare la posturile disponibile atât în județul Giurgiu cât și în țări din Uniunea Europeană la sediul AJOFM sau pe site-ul instituției www.giurgiu.aneofm.ro. Consilierii municipali au mai avut de aprobat astăzi și o rectificare bugetară referitoare la sumele primite de primărie drept sponsorizări pentru zilele orașului. Și acest subiect a fost unul controversat, unii dintre membrii Consiliului atenționând că există o serie de aspecte care stârnesc suspiciuni. Și subiectul referitor la cheltuielile efectuate pentru organizarea zilelor orașului a provocat discuții aprinse în ședința de astăzi a Consiliului Local al Municipiului. Cu atât mai mult cu cât, întrebat fiind, primarul Nicolae Barbu nu a vrut să dezvăluie numele firmelor care au efectuat sponsorizări, pretinzând că este o informație confidențială, chiar dacă între acestea sunt și societăți din subordinea Consiliului Local. Cu privire la subvenții, să nu ne trezim după ce votăm, când ne asumăm o mare responsabilitate în Consiliul Local, eu cred că asta e de partea, ține de partea executivă. Și nu știu dacă era strict necesar să fie aprobat de Consiliul Local. Mie mi se pare ceva ascuns în spate la toată chestia asta
și să încearcă din partea executivului să ne asumăm noi această responsabilitate, cum de fapt domnului primar îi place de fiecare dată să ne se spună că Consiliul Local. Eu am propus, voi ați votat. Oameni buni, eu nu votez acestor cu riscul că, sunt, că zilele cu orașul nu se mai țin. Eu nu votez. Fiindcă mi-e frică, se va întâmpla la fel ca și la Craiova. Ce s-a întâmplat cu primăria la Craiova. Și nu am chef să răspund. Un alt subiect care a provocat suspiciuni este cel privind alocarea spațiilor pentru firmele care comercializează diverse produse în zona unde se desfășoară zilele orașului. Aceste spații au fost încredințate de către primărie unei singure firme, iar aceasta decide cum sunt și cui sunt repartizate. Postul de televiziune TV Giurgiu a fost vizitat astăzi de elevii ai școlii gimnaziale numărul 3. Curios să afle cum se lucrează într-o televiziune, tinerii oaspeți au fost invitați să vadă sediul televiziunii și au primit răspunsuri la întrebările legate de acest domeniu de activitate. Acțiunea a făcut parte din programul Școala Altfel. Astăzi, cu puțin înainte de prânz, elevii școlii gimnaziale numărul 3 din Giurgiu au fost oaspeții televiziunii TV Giurgiu. Vizitatorilor li s-au prezentat compartimentele televiziunii și le-au fost date explicații cu privire la activitatea susținută de angajații din cadrul instituției vizitate. Într-unul din platourile televiziunii, directorul acesteia, Petre Slăvescu, le-a făcut cunoscute elevilor câteva din performanțele postului vizitat. Este cel mai modern studio de televiziune din sudul țării, un studio digital. Noi am fost și parteneri media ai concursului internațional de robotică de la Viena în acest an. Am asigurat transmisiunea online acelui eveniment și suntem mândri pentru chestia asta, pentru că s-au depus proiecte din Argentina, din Mexic, din Germania, din Polonia și noi am câștigat acel proiect. În regia de emisie a postului, unde elevii au urmărit un scurt film, vizitatorii au fost curioși să afle mai multe despre roboți și competițiile în discuție. Nu pute recomandă, roboții aceia sunt autonomi, deci ei singuri cercetează cu anumit senzori, cercetează mediul înconjurător, recunoaște terenul, recunoaște adversarul și încearcă să-l doboare. Vizita elevilor giurgiuveni la TV Giurgiu a reprezentat o altă activitate din cadrul celor din săptămâna 18-22 aprilie și grupate în ceea ce se cheamă Școala Altfel. Iar după amiază, pe un teren de mini-fotbal din Giurgiu, alături de membrii clubului Constelația, Florian Nicolae a premiat o serie de arbitri și observatori de fotbal giurgiuveni cu activitate și inițiative lăudabile. Cu aceeași ocazie a avut loc și un meci de fotbal între cavalerii fluierului și cei care sunt puși să îi supravegheze. Deputatul giurgiuvean Nicolae Florian a poposit pentru câteva zeci de minute ieri după amiază în jurul orei 17 pe un teren de mini-fotbal din Giurgiu, acolo unde s-au desfășurat câteva meciuri între echipele alcătuite din arbitri și observatori ai fotbalului din județ. Parlamentarul giurgiuvean a felicitat participanții la întrecerile organizate de Clubul Sportiv Constelația și Asociația Județeană de Fotbal. Pentru susținerea fotbalului și inițiativele lor, reprezentanții arbitrilor și ai observatorilor giurgiuveni au primit în semn de mulțumire minci din partea lui Nicolae Florian. În primul rând vă felicit că reprezentații sportul giurgiuvean și vă antrenați. Este foarte important pentru susținerea fotbalului giurgiuvean. Eu vă stau alături și îl felicit pe domnul profesor și pe voi pentru tot ceea ce întreprindeți pentru sportul și fotbalul giurgiuvean. Observatorii, termin. Noi vă mulțumim. Uitați aici pentru așteptăm aproape de noi. Întruniți pentru partidele de fotbal de ieri, arbitrii și observatorii giurgiuveni au stabilit componența echipelor care se vor antrena și vor participa la o viitoare competiție. Este vorba de întrecerea fotbalistică ce se pregătește cu sprijinul Asociației Județene de Fotbal și participarea, alături de arbitrii și observatorii giurgiuveni, a omologilor din județele limitrofe. Surprinde prin modul în care își folosește energia pentru a face față tuturor solicitărilor la care este supus. Personalitate de prestigiu a medicinei din țara noastră a devenit foarte cunoscut după ce a introdus transplantul de ficat în practica medicală. Șef al clinicii de chirurgie și transplant hepatic de la Institutul Fundeni, Irinel Popescu s-a născut în Filiaș pe 22 aprilie 1953. În
În istoria medicinei din țara noastră, o importantă pagină este consacrată medicului și academicianului Irinel Popescu, șef al clinicii de chirurgie și transplant hepatic a Institutului Clinic Fundeni. Născut pe 22 aprilie 1953 în Filiaș, Irinel Popescu a devenit foarte cunoscut în România după ce a introdus transplantul de ficat în practica medicală. Medicul uimește prin energia de care dă dovadă și prin modul în care face față funcțiilor pe care le deține, fiind printre altele și membru titular sau de onoare al unor importante academii din țară și Europa. Academicianul în halat alb este considerat un adevărat erou, numai medicul cu merite deosebite nu împărtășește aceeași opinie despre sine. Nu mă consider erou, cu siguranță nu mă consider, gândiți-vă că eroi au fost cei care au murit în războaie, cei care au făcut acte de eroism. Noi s-a mai spus uneori acest lucru, dați-mi voie să repet, că uneori cineva care își face strict datoria ajunge să fie considerat erou. Meritele deosebite ale lui Irinel Popescu derivă din activitatea extraordinară și realizări în chirurgia ficatului, transplantului de organe, oncologie digestivă, chirurgie laparoscopică și chirurgie robotică. Membru al colegiului de redacție, or redactor șef adjunct al unor publicații, ca și membru al unor asociații, or societăți cu activitate și specific medical, Irinel Popescu constituie legenda medicinei române și nu numai. Care sunt veștile meteorologilor pentru acest weekend la Giurgiu? Aflați în rubrica Meteo. Sâmbătă vremea va deveni în general instabilă, vor fi norări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, îndeoseb după amiaza. Astfel de fenomene se vor semnala pe arii extinse, la munte, în vestul, nordul și centrul țării și local în rest. Temperaturile maxime mai ridicate decât normele climatologice specifice acestei perioade vor fi cuprinse între 15 și 24 de grade. În Giurgiu vremea va deveni ușor instabilă, cerul va avea norări temporare mai accentuate, îndeoseb după amiaza, când vor fi averse și posibile descărcări electrice. Dimineața vor fi 80 grade și maxima zilei va fi de 22-23 de grade. Duminică la Giurgiu, în a doua parte a zilei, vor fi norări accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Dimineața vor fi 80 grade și maxima zilei de 19-20 de grade. În aceste condiții, duminică termometrele vor indica 20 de grade la Mihai Leș, Bolintin Vale, Ghimpaț, Comana, Giurgiu și 19 grade Celsius la izvoarele și hotarele. Vântul va sufla cu o viteză de 10-15 km pe oră din direcția nord-est. Presiunea atmosferică va fi de 765 mm coloană de mercur, iar umiditatea de 67%. Apele Dunării sunt în scădere cu 10-20 cm, cota probabilă fiind 209 cm. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale zilei. Rămâneți cu TV Giurgiu, puteți urmări în continuare emisiunile Iluzii, Prejudecăți, Perspective și Cronica Giurgiuveană. Sunt Nicoleta Pală, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți și vă doresc un weekend excelent!